Toți colegii mei au râs când o bătrână a intrat în restaurantul de lux în care lucram. Nimeni nu voia să o servească, însă eu m-am dus la ea și i-am zis. Eram o fată simplă de la țară, dintr-o familie modestă, care întotdeauna mi-a spus că educația este șansa mea de a ieși din acea lume plină de lipsuri. Părinții mei îmi spuneau mereu că, dacă rămân în sat, mă voi mărita, voi avea copii și atunci voi realiza că nu prea am ce să le ofer, neavând un serviciu și voi fi nefericită. Tot timpul am învățat bine, terminasem liceul și am intrat la facultatea de drept, voiam să devin avocată. M-am mutat în capitală și stăteam la cămin, dar vedeam cât de greu le este părinților mei să mă susțină financiar, chiar și la cămin. În apropierea facultății era un restaurant de lux, frecventat de oameni bogați. Mi-am făcut curaj, am mers la restaurant și am întrebat dacă mă pot angaja acolo. Șefa restaurantului, o doamnă foarte cum se cade, m-a întâmpinat cu multă bunătate. I-am spus că sunt studentă, sunt de la sat și că părinților mei le este tare greu să mă susțină la facultate și aș vrea să mă angajez să nu mai fiu o povară pentru ei. Doamna aceea mi-a spus că este disponibil un post de ospătăriță și că pot începe de a doua zi. Am început să lucrez chiar de a doua zi. Mă înțelegeam bine cu toți colegii și cu toate colegele, însă majoritatea mă tratau cu superioritate și râdeau de mine pentru că sunt de la țară, dar nu-mi păsa prea tare. Eram acolo pentru a-mi câștiga banii pentru finalizarea studiilor, nu pentru a fi plăcută de cineva. Într-una din zile, ușa restaurantului s-a deschis și a intrat o bătrână cu o sacoșă de rafie, cu o rochie ruptă pe la mâneci și la guler și cu o privire de om învins de greutățile vieții. S-a dus la unul dintre colegii mei, însă acesta nu a băgat-o în seamă și a mers la un alt client care era aranjat elegant, îmbrăcat și parfumat. Văzând acest tratament, m-am îndreptat către ea, am condus-o la o masă și am întrebat-o cu respect. Bună ziua! Îmi cer scuze pentru întârziere. Cu ce pot să vă servesc? Cu un zâmbet trist, bătrâna mi-a răspuns. Dragă, aș vrea o ciorbă caldă și o chiflă, te rog. Doar atât îmi permit. Mă uitam la ea și vedeam în ochii ei aceeași luptă pe care o trăisem și eu de multe ori. Știind cât de greu este să te descurci cu puțin bani, am decis să-i ofer mai mult decât ceruse. Mi s-a făcut tare milă de acea bătrânică. Eu știam cel mai bine cum este să ai câțiva bani din care să te chinui să trăiești. Stați puțin, am să vă aduc ceva special astăzi din partea restaurantului, i-am spus eu. I-am comandat în bucătărie o ciorbă, două chifle, o friptură de curcan cu orez și legume și o prăjitură cu vanilie. Am plătit pentru tot din propriul buzunar. Când i-am adus mâncarea, ochii bătrânei s-au luminat, iar zâmbetul ei mi-a încălzit inima. Colegii mei, observând gestul meu, au început să râdă și să comenteze. Uite-o pe fata asta ce face, își cheltuiește salariul pe mese gratuite. O să ajungi falită și o să te întorci la oi de unde ai venit. Nu îmi păsa de răutățile colegilor mei. După ce bătrâna a terminat, mi-a mulțumit din tot sufletul și a vrut să plece. Atunci unul dintre clienții eleganți s-a ridicat de la masă și a început să strige în toată sala. Credeam că acest restaurant este unul de lux, unde vin oameni de bună calitate, nu oameni ai străzii. După ce că îi primiți, îi mai și puneți la masă. Vreau să vină managerul. Atunci un coleg a chemat-o pe șefa de sală și aceasta a întrebat ce s-a întâmplat. Atunci clientul a spus, uite ce s-a întâmplat, această ospătăriță a primit-o și i-a adus mâncare acelei bătrâne, care este o femeie a străzii. Este inacceptabil așa ceva, trebuie să o concediați. Aceasta nu este o cantină de caritate, a strigat el la șefa mea. Noi venim aici să mâncăm o mâncare bună și să ne relaxăm, nu să fim asaltați de oameni ai străzii. Șefa mi-a spus să merg în birou, mi-a zis să iau loc pe un scaun și apoi mi-a spus, îmi pare rău, dar trebuie să te concediez. Nu ne putem permite să avem un asemenea comportament în restaurant, mi-a spus ea, vizibil jenată de situație.
Știu că am încălcat politica restaurantului de a nu primi persoane ale străzii, dar mi-a fost milă de bătrânica aceea. Mi-a amintit de bunica mea blândă. Și să știți că am plătit meniul din banii mei. Poate pentru noi e doar o masă, dar pentru ea înseamnă mult. Nu am putut să rămân indiferentă. Draga mea, gestul tău a fost nobil, dar din păcate nu putem permite transformarea acestui restaurant într-o cantină socială. Mi-am strâns lucrurile și am plecat la cămin, fără speranță și cu inima grea, dar cu convingerea că făcusem ceva bun. A doua zi, în timp ce încercam să-mi planific următorii pași, am primit un telefon neașteptat de la șefa mea, un client care fusese martor la întreaga scenă cu bătrânica și care deținea un lanț de cafenele, văzuse ce s-a întâmplat la restaurantul de unde fusesem concediată și a întrebat de mine, deoarece voia să-mi ofere un loc de muncă și voia să ne întâlnim în cursul zilei la restaurant. Am acceptat și am mers să vorbesc cu acel client. Am intrat în restaurant, m-am întâlnit cu șefa mea, iar ea m-a condus la masa unde era patronul cafenelelor. Era un domn elegant, manierat și cu mult bun simț. M-a salutat politicos și apoi mi-a spus: "Poate te-a surprins faptul că te-am căutat astăzi la restaurant, dar am văzut ce s-a întâmplat ieri și sunt impresionat de generozitatea și curajul tău. De aceea am vrut să te întâlnesc, să discutăm despre o oportunitate de a lucra la una dintre cafenelele mele. Ieri, tensiunea era prea mare în restaurant și nu am insistat. Eu caut oameni ca tine, cu principii puternice și cu o inimă mare," mi-a spus el. "Așa că îți propun funcția de manager la una dintre cafenelele mele." Îmi venea să sar în sus de bucurie, dar m-am abținut. Am acceptat oferta lui și în câteva zile am început lucrul la cafenea. A fost un nou început pentru mine, o șansă de a transforma o experiență neplăcută într-o oportunitate de a face mai mult bine. Postul de manager la cafenea m-a ajutat atât pe mine, cât și pe părinții mei să ducem o viață mai bună. Am terminat facultatea și, deși la început îmi doream să devin avocat, am ales să rămân alături de omul care mi-a întins o mână și mi-a oferit o șansă când puțini oameni credeau în mine. Acum coordonez întregul lanț de cafenele și îmi place foarte mult ceea ce fac. Așa am învățat că, uneori, un act de bunătate poate să-ți închidă o ușă, dar în același timp să-ți deschidă alte uși mult mai mari. Și mai ales că valorile cu care am crescut și le-am practicat cu fidelitate mi-au modelat destinul în moduri pe care nu le-aș fi imaginat niciodată. Știți cum se spune, un mic gest de bunătate, mai devreme sau mai târziu, se întoarce la tine înzecit. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.